Varicela este o boală cu răspândire universală. 75% dintre copiii care locuiesc la oraș fac boala până la vârsta de 15 ani și 90% până la 20 de ani. Varicela apare mai ales în lunile de iarnă și de primăvară. Ce înseamnă varicela? Cât de gravă poate fi? Varicela este una dintre cele mai frecvente boli ale copilăriei. Este o boală eruptivă, virală, dar care nu afectează doar copilul, poate să afecteze și adulții care nu s-au imunizat atunci când erau micuți. În majoritatea cazurilor, poate să fie o boală ușoară, dar există situații în care ea se poate complica și poate să pună chiar viața în pericol. Cum recunoaștem varicela? Debutul este cu o ușoară febră, la scurt timp apare erupția cutanată, erupția este generalizată, inițial este sub formă de pete, ce se transformă destul de repede în vezicule, cu un lichid clar inițial, apoi cu un lichid albicios. Specific varicelei este această erupție în valuri, care este și pe tegumente, dar și pe mucoase. Afectează pielea capului, afectează cavitatea bucală și zona genitală. Și este însoțită frecvent de mâncărime. Părinții la debut nu știu exact despre ce este vorba. Se pot gândi la o reacție la frig, la o viroză sezonieră. Când apare erupția, se pot gândi la o reacție alergică, mai ales dacă sunt în perioada diversificării și de multe ori au nevoie de un consult medical pentru a stabili diagnosticul. Am observat pe pielea fiului meu niște bubițe și mi-a fost teamă să nu fie ceva grav și am venit la doctor să vedem despre ce este vorba. Ce este de făcut când copilul are varicelă? Varicela este o boală virală, tratamentul este simptomatic, dacă are copilul febră îi dăm tratament antitermic, dacă are un disconfort în gâtuț îi putem da spray-ul care să amelioreze disconfortul și doar în anumite situații este nevoie de internare sau de un tratament specific. Când să ne îngrijorăm? În cazul în care erupția este generalizată și cu forme foarte grave, copilul nu se poate hrăni, nu se poate alimenta, este apatic, este letargic sau are dificultate de a respira, este bine să ne adresăm unui serviciu specializat pentru un tratament potrivit. Pentru a preveni varicela, copiii și adulții se pot vaccina. Vaccinul se poate face începând cu vârsta de 9 luni. Sunt două doze care se administrează la distanță de minim 6 săptămâni. Știu că au fost din ce în ce mai multe cazuri de varicelă în ultima perioadă, de aceea nu aș vrea ca și cel mic să pățească ceva, aș vrea să previn acest lucru și am venit să-l vaccinez la doamna doctor.